Salutare, dragi prieteni, azi din nou vom tranzacționa și hai să vă explic deodată. Vedem că aici avem un trend descrescător, avem așa un canal și mai vedem aici un suport maxim și un suport minim care a fost străpuns și mai jos mai văd încă un suport de la care eu și am deschis această poziție. După cum vedeți, prețul a reacționat foarte bine de la acel suport, însă a fost străpuns, a ajuns la următorul suport, tot a fost străpuns și de la treilea suport. Eu am deschis o tranzacție, am pe cumpărare. Și vedem că prețul reacționează foarte bine. Am deschis pe. Problema este că procentul este foarte mic, este de 64%. Însă nu am tras atenția, nu e nicio problemă. De multe ori eu nu tranzacționez dacă procentul este mic. Și hai să vedem cum se va încheia această tranzacție. Și după cum vedeți, prețul se menține pe aceeași poziție, însă noi suntem încă în plus. Suntem pe KHF-JPU și ne mai rămâne câteva secunde până la încheierea acestei tranzacții. Eu, de multe ori, dacă sunt două sau trei suporturi, deschid de la cel mai jos, adică nu deschid de la primul sau de la doilea, dar de la următorul ăla. Și vă recomand și vouă. Aștept puțin mai mult, dacă prețul ajunge la acel suport, deschid tranzacția. Dacă nu ajunge, lăs și plec la alta mai departe. După cum vedeți, tranzacția noastră este în plus. Și am să trec la următoarea tranzacție. Vedeți că tranzacția este în plus. Următoarea tranzacție la fel. Am să deschid pe o cumpărare pe Euro Aud. Să vă dau explicații. Așa văd eu. Aici avem așa un suport. Și hai să vă mai arăt. Aici văd încă un suport maxim care a fost străpuns. Și mai jos mai văd încă un suport minim de la care prețul trebuie să reacționeze. Sau posibil să mai fie o străpungere falsă ca în felul dat, cum a mai fost. Însă văd că și stohasticul deja ne arată că va fi o creștere a prețului. Pardon. Da, după cum vedeți, avem o străpungere falsă, însă nu-i nimic. Vom aștepta să vedem cum se va încheia această tranzacție. Eu, în ultimul timp, mă stărui să deschid sume fixe, dar nu prea mă folosesc acum, în ultimul timp, încerc o nouă strategie, adică de a nu folosi martingale. Ce înseamnă martingale, adică de a dubla suma. Dacă pierd acești 5 dolari, atunci merg mai departe și voi deschide alte tranzacții la fel cu 5. Însă sunt diferite situații când timpul de expirare, de exemplu, este prea puțin, pot să mai deschid și după martingale. Însă, ultimul timp, cam rar fac lucrul acesta. După cum vedeți, tranzacția noastră este în minus, însă noi nu ne facem griji, fiindcă am deschis tranzacția corect, adică am făcut analiza corect. Totul depinde de timpul de expirare. De multe ori, timpul de expirare 3 minute este suficient ca prețul să se reîntoarcă de la un suport, chiar dacă este o străpungere falsă. Asta este strategia mea, adică
Fiecare are strategia lui, fiecare face analiza lui, dar la mine este suficient ca prețul să se reîntoarcă dacă este o străpungere falsă. Doar se poate întâmpla în acele cazuri când sunt multe noutăți pe piață. Poate să fie mai multe suporturi străpunse, chiar cum, de exemplu, acum este o străpungere falsă, la fel să fie străpunsă și tot așa. Ne mai rămân câteva secunde până la încheierea acestei tranzacții și, după cum vedeți, prețul reacționează de la acel suport. Ne mai trebuie câteva puncte pentru ca să fim în plus și uitați-vă, în ultimul moment tranzacția noastră este în plus și vedem că prețul a reacționat de la acel suport foarte, foarte bine, după cum vedeți. Și hai să mergem pe următoarea tranzacție. După cum vedeți aici, la fel este un suport tehnic, însă eu am să mai aștept un impuls în sus, după care voi deschide o tranzacție pe vânzare și, după cum vedeți, văd deja acel impuls. Aici să-mi deschid acea tranzacție pe vânzare și am să vă dau explicații de ce am deschis. După cum vedeți, avem așa un suport care a fost răpuns. Acest canal, vedeți cât de bine a reacționat. Și eu aici mai văd așa un suport maxim de la care eu sper că prețul va reacționa. Și hai să vedem dacă într-adevăr prețul va reacționa de la acel suport sau nu. Și după cum vedeți, deja prețul a reacționat de la acel suport. Da, vedeți, depozitul meu este de 69 de dolari. Am extras toți banii care îi aveam și am lăsat 50 de dolari de la care am început. Da, vedem că prețul reacționează. Eu, de exemplu, acum deja nu mai fac griji de depozit, fiindcă îmi pot controla emoțiile, însă pentru începători recomand, dacă aveți un depozit de minim 100 de dolari, minim, de ce zic minim, cu 100 de dolari, vă recomand să începeți a tranzacționa, deoarece puteți să respectați toate regulile în tranzacționare. Și vă recomand să tranzacționați de la un procent până la 5 din suma de 100 de dolari. Eu tranzacționez acum cu 5 dolari, fiindcă am puțină experiență, emoțiile le pot controla și de aceea fac acest lucru, însă vouă nu vă recomand. După cum vedeți, ne mai rămân câteva secunde până la încheierea acestei tranzacții și vedem cât de bine prețul a reacționat de la acel suport. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă rog un like și un share pe rețelele de socializare. Cu voi a fost Nicolae, ne mai rămân câteva secunde și tranzacția noastră este în plus. Vă mulțumesc pentru atenție. Cine dorește, poftim în grupul meu de semnale, alături de mine și echipa mea. Și dați să vă dau și o explicație. Am văzut cât de bine a reacționat prețul de la acest suport maxim. Pe curând!